Bună seara, stimați prieteni și neprieteni. Trebuie să încep cu faptul că această trecere a noastră pe alte suporturi, adică trecerea noastră de la privest.eu pe antimafie.md, sigur că a micșorat întrucâtva, nu știu cât, vizualizările, dar acum avem un monitoring așa și vreau să vă spun că nu-i rău. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră ați rămas cu noi, sunteți alături de noi și ascultați această emisiune și cred că sunt sigur că numărul nostru va crește cu fiecare emisiune pe care o am și mă bucur că am rămas împreună și prietenii și neprietenii și mergem mai departe. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, sâmbătă o să avem ședința Consiliului Mișcării Populare Antimafie, la care vom face niște totaluri și vom trasa planurile noastre pe următorul an. Eu nu știu de ce cred că anul viitor, 2015, va fi un an fie electoral, fie preelectoral, pentru că preelectoral am în vedere că poate fi un an înainte de alegerile care pot avea loc în 2016. Ceea ce trebuie să știți sigur, și știți că eu am mai făcut anumite previziuni și trebuie să știți că eu când fac niște previziuni nu le fac pentru că sunt prezicător, dar le fac dintr-o anumită analiză. Și atunci când s-au adeverit anumite lucruri, s-a dovedit că analiza pe care am făcut-o eu este una pertinentă. Eu, ceea ce vă pot spune cu siguranță la ora actuală este că această guvernare nu o să-și ducă mandatul până la capăt. Acum, când analizăm post factum tot ceea ce a fost în acea perioadă, eu v-am spus că eu am crezut sincer că Mișcarea Populară Antimafie poate să treacă pragul și noi, Mișcarea Populară Antimafie, am putut să luăm până la 12% în acea campanie electorală. Nu s-a produs acest lucru. Nu s-a produs din mai multe motive și noi am vorbit și o să discutăm și sâmbătă în cadrul ședinței Consiliului. După ședința Consiliului noi o să transmitem, apropo, să vă uitați, cred că în jur de orele 12:01 o să avem o transmisiune în direct în care o să vorbim despre ceea ce am discutat la Consiliu. Sper că la ședința Consiliului noi vom adopta decizie de convocare a Congresului. O să vedem când îl convocăm în viitor. Avem două date posibile în funcție și de alegerile locale. Plus vom analiza situația propriu-zis, ne vom trasa planurile noastre pe care le avem ca și formațiune politică. Noi acum suntem într-un fel, într-o mică reorganizare, v-am spus, din cauza resurselor puține pe care le avem și trebuie să mai reducem din cheltuieli pentru că nu avem aceste resurse. Și acum chiar stăteam, revin imediat la ce începusem să vă spun, chiar stăteam de vorbă cu colegii mei și spuneam că catastrofal și noi eram să fim perdanții acestei campanii electorale dacă cumva cheltuiam mulți bani în această campanie electorală, dacă admiteam prin absurd că noi aveam o finanțare și cheltuiam mulți bani, așa cum au pățit ăștia liberali reformatorii care au cheltuit numai oficial 4 milioane de lei, dar cred că au mai cheltuit încă campanie neoficial și până la urmă au ajuns să nu ia nici cât Mișcarea Populară Antimafie, având și structuri în teritoriu, având și primari și așa mai departe. Din această cauză, noi chiar nu ne-a demotivat această campanie electorală, știind că ea este al lui Plahotniuc. Ea a fost gândită de Plahotniuc din prima minută până în ultima. Ba mai mult decât atât, și acum trec la acea analiză pe care vreau să vă fac, așa cum începusem să vă spun, de ce cred eu că ei nu vor duce acest mandat până la capăt, pentru că ei deja au intrat în foarte multe probleme. Deci ei aveau o singură șansă pe care eu știam că ei nu pot să o realizeze. Deci imediat după alegeri, înțelegând că de fapt nu s-a întâmplat nimic pentru dânșii, populația din această țară pur și simplu și-a reconfirmat votul pentru ei, atât. Și-a reconfirmat votul pentru ei într-o anumită conjunctură geopolitică. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, n-am avut cum în această campanie electorală să schimbăm paradigma. Noi am vrut să schimbăm paradigma și noi am spus mafie și antimafie. Am spus nu există altă câmp de bătălie decât mafie și antimafie, încercând să schimbăm această paradigmă. Nu s-a reușit. Deci, dar paradigma aceasta s-a schimbat acum, imediat după alegeri. Mâine, dacă admitem că Plahotniuc nu are resurse și dacă campania electorală nu este lui Plahotniuc, facem mâine alegeri și vedeți că Mișcarea Populară Antimafie trece hăt peste 15-20%. Credeți-mă, nu sunt mitoman la ora actuală, dar asta e pentru că paradigma va fi alta. Asta nu înseamnă că
acum îi criticăm pe oamenii noștri că au făcut o alegere greșită. Deci au fost anumite lucruri. Deci ei au jucat această neșansa noastră în condițiile în care această campanie electorală a fost acestei confruntări geopolitice. Dar dumneavoastră, uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă în jurul nostru. Acum ajungem să vă povestesc ce se întâmplă în jurul nostru, dar mă refer la cei ce ar fi trebuit ei să facă. Acum când votul pentru ei s-a reconfirmat și în principiu s-a votat cam așa cum a fost până acum, ei aveau la dispoziție foarte puțin timp să formeze un guvern. Astăzi deja trebuia să aibă guvern. Astăzi deja trebuia să fie guvernul și să funcționeze, pentru că ei timp la dispoziție nu mai au. Există la ora actuală o gaură mare, este o gaură financiară în sistemul bancar, care eu nu știu unde o să ajungă ei. Deci eu spun 2016 alegeri, dar se poate întâmpla în orice moment, pentru că această bulă goală, deci de lipsă de bani care a fost bani care au fost furați și deturnați prin conturi offshore, această bulă la ora actuală circulă în domeniul bancar. Numai faptul că statul și-a reîntors banca de economii, nu s-a creat această panică, dar această panică poate interveni în orice moment, în orice moment. Deci la ora actuală ăștia scălăresc fără cap. Dar ei stau nu știu unde și discută cu ușile închise. Acolo unde au ei ușile închise și unde ei discută la ora actuală formarea noului guvern, am să vă spun câte ceva ce se întâmplă acolo. Deci acolo Plahotniuc, care a avut planificat și imediat ce face imediat după campania electorală. Nu o să mă credeți, Plahotniuc a vrut să fie prim-ministru în Republica Moldova. Deci el pentru asta a făcut campania electorală așa cum a făcut-o. El a împărțit procentele pentru PLDM, pentru PL, jucând cu cifrele, v-am spus. Acum s-o băgat și la... o să iasă pe ochi toată chestia asta. S-o băgat și la datele recensământului. E fraudă mare în ceea ce ține de statistică, oameni, ce au calculat în teritoriu, oameni și mai departe, listele electorale, procentul de participanți și așa mai departe. Trei ore n-au spus câți au participat la alegeri atunci seara, în ziua alegerilor. Știți de ce? Ca să nu le permite să treacă peste pragul electoral comuniștii ăștia, reformatori, pe care tot Plahotniuc i-a inventat. Acum Plahotniuc a crezut că imediat după alegeri el poate negocia să-i cedeze lui funcția de prim-ministru și PD-ul să fie în fruntea acestui guvern. N-a ieșit. N-avea cum. Și planul lui Plahotniuc este pentru prima dată când a fost blitzkrieg-ul lui, n-a mers să ajungă el prim-ministru. Filat, așa cum e el, o cedat în fața Occidentului, o cedat spunând că își revendică funcția de prim-ministru pe care trebuie să o dea lui Leancă și este foarte bine să rămână Leancă prim-ministru, ca să vă convingeți și dumneavoastră că Leancă nu poate fi un orizont de așteptare. Eu acum nu joc tontoroiul pe sicriul lor, Doamne ferește, nu? Nu asta e problema. Problema este că acest Leancă, dacă cumva nu ajungea prim-ministru, dacă nu ajunge cumva prim-ministru, o să o facă pe disidentul, o să o facă pe supăratul și o să pună ochiul pe el, mai mulți moldoveni din ăștia căldicei care vor începe să spună: "Bă, dacă era Leancă prim-ministru, el care lasă-l, domnule, să rămână, să rănească el până la capăt toată mizeria asta pe care a făcut-o." El și-a făcut două dosare penale încă în campanie electorală trecută. Stimații mei prieteni și neprieteni, eu la un moment dat, deci în momentele celea când imediat după alegeri, și colegii mei și alții am zis: "Domnule, multă lume a zis, măi, nu prinde mesajul ăsta, nu e adevărat. Mesajul ăsta este salvator pentru Republica Moldova." Au fost și sfaturi: "Domnule, poate mai puțin agresivitate, poate nu știu cum o întoarcem altfel." Nu, oameni buni, o să mergem așa cum mergem și lumea o să ajungă la dispoziția noastră, la simțul pe care l-am avut noi în această campanie electorală. Lumea s-a uitat la noi, pentru că vă zic, eu am văzut atâta lume deschisă care a mers și în cabina de vot a votat altfel, știți? Anul trecut, am să revin și la ei, la negocierile astea cum le fac ei acum. Deci anul trecut, în luna februarie, eu am luat o decizie corectă. Până acum cred că e corectă pentru noi, când eu am îndepărtat o parte din oamenii de la Mișcarea Populară Antimafie. Deci noi, având un mesaj justițiar cum îl avem noi, până în luna februarie anul trecut, erau foarte mulți din cei care erau cu noi
neștiind foarte exact orientarea noastră geopolitică. Pe noi ne plasa acest mesaj justițiar împotriva unei guvernări zise europene, ne plasa într-o zonă unde foarte mulți proruși erau dispuși să fie cu noi. Noi am eliberat prin poziția mea foarte dură împotriva Federației Ruse atunci când a făcut intervenția militară în Ucraina. Noi atunci am îndepărtat o parte de oameni care s-au dus în zona lui Renato Usate. Pentru termen scurt și pentru o campanie electorală care stătea să vină, era riscant pentru noi. Și s-a văzut că noi am pierdut o parte din acești, dar pe termen lung, credeți-mă că am făcut corect. Dumneavoastră, uitați-vă ce se întâmplă acum în Rusia. Și o leg cu negocierile lor pentru formarea unui guvern. Contextul geopolitic, la ora actuală, înrăutățește situația lor. Pentru că bula aia de goală despre care vă vorbeam în sistemul bancar, acum situația lor o să se înrăutățească și mai mult. Și mai mult o să se înrăutățească, pentru că nu are cum. Ca să înțelegeți, deci ei au dat sacul cu bani de la Banca de Economii, l-au dat în afară, într-o bancă rusească care nu mai există, și au dus sacul înapoi gol, l-au luat la stat înapoi gol. Cine credeți dumneavoastră că o să le pună bani acum în sacul ăsta ca ei să-l furi iară? Nu o să facă nimic chestia asta. Ați văzut, Recean și Efrim au spus că nu vor mai face parte din noul guvern. Știți de ce? Nu de atâta că ar fi insistat Plahotniuc, așa cum s-a speculat că Plahotniuc nu vrea să-i mai vadă pe cei care l-au atacat odată, l-au atacat de ochii lumii, și Recean și Efrim, nu asta e problema. Recean și Efrim nu se vor regăsi în noul guvern pentru că partenerii noștri europeni nu vor accepta să discute cu asemenea oameni. Nu vor accepta să discute cu un Recean care a făcut ceea ce a făcut, care a făcut din reforma în Ministerul de Interne, a făcut o afacere proprie. Din care a scos bani. Nu vor accepta. Pentru că cine ca cine, dar occidentale știu foarte exact ce s-a produs în Ministerul de Interne. Ei știu cât au reușit să reformeze în Ministerul de Interne și să creeze câteva grupuri de polițiști singuri care activează și care sunt cioara albă pe lângă cafcaliucii lor și așa mai departe. Cafcaliucă ăsta, m-am uitat săptămâna trecută, criminalul ăsta despre care vă vorbeam. V-am vorbit un an de zile despre criminalul ăsta, Cafcaliuc. Deci ăsta are 32 de ani, oameni buni, la vârsta de 32 de ani, el este colonel. Vă închipuiți și de capul omului ăsta. Și s-a ocupat cu rechet direct a oamenilor de afaceri. La comanda lui Filat, direct. I-a cărat banii direct de la istorcarea agenților economici. Cum să nu vorbesc despre lucrurile astea? Cum să nu le spun dacă asta s-a întâmplat? Nu a auzit lumea acum, o să audă, o să simtă fiecare pe spatele lui consecințele acestui vot care l-au dat pentru criminalii ăștia. Deci situația din Rusia, deci fără exagerare trebuie să vă spun că economia Rusiei a picat. Deci gata, în Rusia, deci ei astăzi au stâns cu eforturi enorme, au stâns panica într-o măsură oarecare, adică au scos valută pe piață, au ridicat dobânzile la credit, au mai făcut, dar lumea oricum se repede în magazine și cumpără tot. Deci practic Putin a adus țara în faliment. Asta o să aibă consecințe mari pe plan regional, inclusiv în Republica Moldova. Deci Putin la ora actuală, deci o să aibă și consecințe negative. Și o să aibă și consecințe pozitive. Consecințele negative sunt faptul că vălătucul ăsta, luând în considerație situația de piața bancară din Republica Moldova, vălătucul ăsta al crizei din Rusia o să vină și peste noi. El o să vină prin faptul că în Republica Moldova vor veni mai puțin bani de la remitențele pe care, plus la asta, o să vină acasă niște oameni care n-au de lucru în Republica Moldova și care vor fi un factor de tensiune enormă pentru Republica Moldova, până își vor găsi alte destinații, să meargă să muncească undeva, pentru că nu au la ce să stea acasă. Știți despre lucrul ăsta. Deci, astea sunt factorii negativi. Factorii pozitivi, știți care sunt? Deci scade presiunea politică asupra Republicii Moldova, scade presiunea din partea Rusiei, se demotivează coloana a cincea a Rusiei. Nu-l vedeți pe Dodon ăsta care a câștigat, care este câștigătorul într-un fel a alegerilor, deci nu mai are ce spune. Pentru că Lukashenko e în conflict cu Rusia.
Belorusia în conflict cu Rusia. Iar tamojenii Soyuza lor, ăsta care trebuia să demareze în 1 ianuarie, el practic nu mai este viabil, nu mai există. Gata, și-au pus frontiere între ei. Pe fundalul acestei crize în care Rusia intră într-o criză enormă, deci Uniunea Vamală nu mai există. Nu mai există. Și orizontul de așteptare pentru coroana a 5-a a Rusiei în Republica Moldova a dispărut. Gata, nu mai există un orizont de așteptare pe tărâmul ăsta. De aici și vine marele meu optimism că reușim în foarte scurt timp să-i dăm pe hoții ăștia de la guvernare, pentru că ei s-au ținut numai pe frica oamenilor de invazia Rusiei în această zonă. Numai pe asta s-au ținut, numai pe frica noastră firească că ne pot întoarce în spațiul intereselor geopolitice a Rusiei. În momentul în care Rusia slăbește, din acest punct de vedere, nu mai există nicio justificare să-l ții pe un plahotniuc la guvernare în Republica Moldova. Revin la ei, pentru că trec acolo și revin înapoi, pentru că lucrurile sunt legate. Criza asta care se produce în Rusia, cu consecințele care v-am spus că sunt pentru noi, deci pe ăștia trebuia să-i pun într-o cursă contra cronometru. Așa cum v-am spus, presiunea asupra lor vor fi de la partenerii noștri europeni. Și vă spun cum. Deci, ca să revin un pic, să înțelegeți, să lămuresc niște lucruri. Deci vârful de lance a politicii, oamenii, actorii care sunt îndreptățiți să facă niște presiuni asupra ăstora, pentru că ei sunt creditorii Republicii Moldova, sunt, de exemplu, reprezentantul Uniunii Europene Tapiola și ambasadorul Americii Mozer. Deci ei sunt finanțatorii Republicii Moldova și ei sunt în drept să exercite niște presiuni, să le spună: bă, fraților, trebuie să mai și faceți ceva. Deci eșecul ăstora de la Chișinău, deci ei au pus pe ăștia într-o situație cumplită la ora actuală. Deci au încălcat tot ce se adică încălcat într-o campanie electorală. Ăștia au închis ochii, au zis: bă, poate trece chestia asta în condițiile astea, când Rusia amenință și așa mai departe. Și a doua zi încep a face ceva. Au trecut 3 săptămâni de zile, ei s-au închis undeva și chipurile negociază. Dumneavoastră nu cumva credeți că Corina Fusu chiar negociază acolo cu Streleț și cu... Astea-s petarde. Adevărata construcție a viitoarei guvernare face plahotniuc, strivindu-i pe fiecare în intenția lui de a pune mâna pe cât mai mult. El, plahotniuc, CNA-ul, Centrul Național Anticorupție este a lui, procuratura este a lui, judecătorile sunt a lui de la poale lungi și până jos, totul este a lui. Acolo el nu mai are ce să băga. Acum lui trebuie, având toate acestea, nu, ce acestea nu trebuie spartajate, gata, ele sunt depolitizate, noi nu avem treabă cu dânsele. Deci noi mergem mai departe, partajarea funcțiilor guvernamentale. Și lui, având acestea deja puse deoparte, fiind a lui, el acum trage cât poate la guvern. O vrut să fie prim-ministru, asta nu a mers, pentru că era tot cedat în fața europenilor. N-avea cum să nu cedeze. Acum lui Plahotniuc îi trebuie să obțină cât mai multe funcții guvernamentale. Pentru că funcția de prim-ministru îi revine lui Leancă, care nu e alu' Filat. În sensul ăsta, Plahotniuc încearcă să-și tragă cât mai multe puteri. Și aici e moartea lui. Aici e moartea lui Plahotniuc. Pentru că încercarea asta de a-și trage cât mai multe puteri o să-l aducă la perzanii în foarte scurt timp. Stimații mei prieteni și neprieteni. Deci eu încerc să vă transmit acest optimism pe care l-am eu și încerc, nu pur și simplu să vă transmit o stare de optimism, ci încerc să vă demonstrez că optimismul meu nu este gratuit. Nu am o stare de optimism care ar veni dintr-o lipsă de informare. Ba din contra, eu mă informez, sunt informat și tot ceea ce vă spun acum se poate proba prin tot ceea ce vedeți dumneavoastră. Deci țineți minte de ce am spus despre luna februarie, atunci când eu, atacând acțiunile Rusiei, și le-am atacat foarte dur, dumneavoastră, cei care mă priviți de atâta timp, știți foarte exact ce spuneam eu luna februarie. Mulți dintre dumneavoastră îmi reproșați: domnul Ocanu, poate nu trebuie chiar așa. Acum, dumneavoastră aveți posibilitate să vă convingeți că tot ceea ce v-am spus în februarie este valabil acum. Eu vă spuneam, Rusia va pierde. Rusia, am exprimat și îngrijorare, Rusia dacă pornea cu război atunci împotriva Ucrainei și cei ce declarau ei, deci noi într-adevăr eram în pericol. Dar riscurile erau mari, dar eu știam că ei aici or să ajungă. Gata, Putin o ruinat propria lui țară și de aici se duce regimul lui în jos. Acum, occidentalii au o singură preocupare.
trebuie să se gândească cum dezamorsează această bombă care este Rusia încetșor ca să nu se producă o explozie. Pentru că acolo, oricât de optimiști am fi noi, să vină deci oamenii liberali, să zicem Hodorkovski, Nemțov și toți ăștia care sunt liberali ruși, șansele sunt foarte mici. Acolo populația poate aduce, din păcate, în Rusia poate veni o forță naționalistă mai zăludă decât Putin. Aici e marele pericol care există acolo. Dar așa sau altfel, o Rusie slabă, o Rusie care nu va avea capacități operaționale să-și mențină forțele lor în țări cum e Republica Moldova. N-au timp să ocupe de asta. Dacă ei acum n-aveau criza asta, la câte porcării au făcut Plahotniuc, era mare tensiune europeană. Europenii erau să arăte foarte palid în fața rușilor la ora actuală, când rușii erau să spună: ai voște, pro-europene, uitați-vă ce au făcut pro-europenii, cum au încălcat legislația europeană și principiile europene într-o campanie electorală pe care au fraudat-o de la prima zi până în ultima zi. Acum când ne uităm post factum, stimații mei prieteni și neprieteni, noi n-am avut nicio șansă. Și acum mă gândesc că poate e bine că n-am avut resurse. Chiar am să cheltuim resurse și Plahotniuc oricum ne coboră sub pragul de trecere. Așa cum au făcut comuniștii ăștia reformatori. El i-a jucat foarte exact ca să iei mult de la Voronin, dar nici să nu treacă pragul. Și de atâta nu spunea în ultimele 3 ore cât s-au participat la votare, ca să poată să manipuleze cu cifra aceea, că să-i lese sub pragul electoral. E simplu, dacă au participat mai puțin, poate trece pragul electoral. Adică dacă au participat mai mulți, el a ridicat procentul de participare în așa fel încât procentul lor scade, să fie sub pragul de 6%. E simplu de tot. Deci și el manipulând cu cifrele, în orice caz nu ne lăsa pe noi să trecem pragul de 6%. Ne scoteau din campanie electorală dacă vedeau că noi mergem bine. Deci eu de asta încerc să vă transmit dumneavoastră o stare prin care să nu disperați, să nu aveți impresia că mesajul nostru antimafie este indizerabil, că lumea nu ne sprijină. Lumea ne sprijină, oamenii buni. Oamenii, noi am văzut lucrul ăsta. Lumea și-a manifestat foarte multe simpatii pentru noi, pentru mișcarea populară antimafie. Lumea n-a putut vota pentru noi în condițiile astea. Și nu trebuie să ne supărăm pe ei. Oamenii, deci din punctul ăsta de vedere, eu chiar mă bucur pentru oamenii noștri că n-au permis, adică au avut acest simț să nu permite forțelor proruse să câștige în Republica Moldova. Eu nu vreau acum să mă dau cu speculațiile să spun ce ar fi fost dacă câștigau un Dodon sau Usatăi, dacă rămâne în campanie electorală sau împreună cu Voronina lor. Chiar nu vreau să-mi dau seama în condițiile, nu vreau să mă ocup de chestia asta, pentru că nu se știe cum era să fie dacă ei ajungeau acum la guvernare în condițiile în care Rusia practic e în colaps economic și așa mai departe. Adică nu știu cum ar fi fost lucrul ăsta. Noi avem o situație foarte concretă la ora actuală, în care, vă spun, ăștia se comportă iresponsabil de tot. Și ei nu o să aibă cum să rămână la guvernare în situația în care negociază atât de opac, atât de ermetic, și în condițiile în care ei practic nu au surse, nu mai au resurse. Uite, vă spun o singură chestie și trebuie să vă răspund pe urmă la întrebări. Ce să mai fac ei mai departe? Uite, ei, practic, campania asta electorală, așa cum vă spuneam, ei în campania asta electorală, dacă ați observat, ei nici măcar nu au propus. Ei nici nu au promis nimic în această campanie electorală. Dacă în campania electorală trecută ei și-au luat angajamente, au avut lozinci prin care și-au luat angajamente, lichidăm sărăcia, nu știu ce mai facem, de data asta ei nici nu au promis nimic. Ei nici n-au ieșit, ei practic nici n-au făcut campanie electorală, ei au făcut concerte și lumea pur și simplu și-a reconfirmat votul, știind că ei practic aștia sunt și că au furat până acum. Deci știți care e chestia? Că eu când vă spun, nu știu cum să vă redau ca să mă înțelegeți mai bine, ei nu mai au ce face. Gata, ei, deci ca să vă amintesc, țineți minte, în 2009 Voronin lua 60 de mandate. Știți de ce Voronin a pierdut atunci? Nu de atât că nu a votat nimeni pentru președinte. Nu asta a fost motivul. Voronin nu mai avea idei. Voronin, gata, orizontul lui
Până aici a fost. El până atunci a mai avut, în 2005 a avut idei, modernizarea Moldovei, satul moldovenesc, gazelică, toate erau utopice, toate erau fantasmagorii de-a lui, adică era un fel de terș de ăsta sovietic amestecat cu niște tendințe a lui de modernizare spre Europa, deci era un terș în capul lui mare, dar el era cât de cât încurgitabil până în 2009. În 2009 ei au pierdut din cauza că Voronin nu mai avea, gata, el era epuizat. Și dacă Voronin pleca în 2009 puțin înainte de alegeri, eu cred că rămânea în istoria țării astea cât de cât. Nu, el dacă pleca, el deja făcuse, el deja transferase totul cât la Plahotniuc la ora actuală. Noi să-l vedeți la ora actuală că deja ne arată moșnegoiul ăsta în brațele lui Plahotniuc. Și face asta ce vrea din trânsul. Face ce vrea. Dar vedeți pe Mihai Ghimpu cum cât e de ipocrit acum la situația asta. Deci ei nu mai au ce face. Umblă Mihai Ghimpu și-și caută funcții pe acolo și iese și vorbește ca ultimul ipocrit că el acolo promovează principii europene. Eu vă asigur că majoritatea lumii nu că îi displace, lumea e îngrețoșată de comportamentul lor. E îngrețoșată de comportamentul lor ipocrit. Și eu vă mai spun o previziune. Dorin Chirtoacă pierde alegerile în orașul Chișinău. Le pierde în mod sigur. Le pierde oricât de ipocrit ar fi și oricât de multe spectacole ar face. Le pierde, pentru că nu are cum. Nu poți să bagi un oraș de ăsta în mizerie în care a băgat-o el și să mai trece. El încă dată trecută pierdea. Dar atunci a fost un asentiment, cum să vă spun, general, pentru că practic a doua oară primar l-a făcut Dodon. A doua oară primar în 2011, când a fost alegeri, l-a făcut Dodon atunci. Frica de Dodon, de mutra asta, ne-a dus toți la votare să votăm pentru Dorin Chirtoacă, știind că e mizerie, știind că mizerie o să facă în continuare. Uitați-vă cât de ipocriți acum cu alegerile astea. Și Plahotniuc îi joacă cum vrea. Ghipu, nu vrei să cedezi? Nu vrei să fii ascultător? Îl aduc pe Voronin în coaliție. Și o să dăm ce o să faci. Dar dacă mai rămâne Ghimpu încă un an, doi pitușă, șalarul cam scheldui banii pe care i-o furat de la Ministerul Transportului. Cu ce o să rămână? Noastră vedeți că și în campania asta electorală, resursele administrative de aici, din Chișinău, termocomurile și toți lingăii ăștia care fură pe lângă dânsul la primărie, l-au salvat într-un fel. Pentru că dacă vă uitați la procentul pe care l-a luat el în Republică, nu trecea pragul, era sub prag. Dar l-a bătut pe umăr Plahotniuc, i-a spus: Mișa, stai liniștit, pentru că trec pragul și mai departe. Doar Plahotniuc a împărțit voturile în campania asta electorală. De-aia eu vă spuneam, stimații mei prieteni și neprieteni, de-aia noi n-am făcut mare scandal, noi pur și simplu am analizat situația și am văzut foarte exact ce a fost în această campanie electorală. Și m-am bucurat, sincer m-am bucurat. M-am bucurat că nu am cedat tentațiilor de a face o largă coaliție cu tot felul de personaje publice care s-au adunat pe urmă la pelereul ăsta. Pentru că dacă noi făceam cedarea asta și dacă noi mergeam într-un soi de echipă de asta cu oameni din spațiu public, cu tot felul de personaje grotești care au fost la pelereul ăsta, cheltuiam niște bani, se găseau niște sponsori, sponsorizeze, să sprijine mișcarea populară antimafie și acum ce arătam noi? Acum ce făceam noi? Dar așa noi avem peste 30.000 de oameni care sunt votanții noștri. Oamenii ăștia nu se duc nicăieri. Oamenii ăștia în viitoarea campanie electorală sunt armata noastră antimafie. Și credeți-mă, noi nu o să trebuiască să ne mai mulăm pe dispoziția oamenilor. Oamenii o să muleze pe dispoziția noastră. Pentru că tot ceea ce am spus noi până acum s-a acumulat. Așa că, trecând să vă răspund la întrebările noastre, stimații mei prieteni și neprieteni, vă rog foarte mult să nu disperați. Optimismul meu nu este gratuit. Optimismul meu vine din informarea pe care o fac în fiecare zi, din ceea ce urmăresc că se întâmplă în jurul nostru și o să vedeți. Ăștia nu stau mulți la guvernare. Ei nu pot schimba nimic, ei nu mai au nicio idee. Dacă ideea europeană și așa zisă poveste de succes pentru Moldova era cea care îi ține, acum birocrația de la Bruxelles trebuie să răspundă în fața
Comisiei Europene să răspundă, mai drept zis, nu în fața Comisiei Europene, în fața Consiliului European, să răspundă pentru politica pe care au făcut-o aici, pentru că nu s-a justificat. Și acum noi îi vom avea aliați pe partenerii noștri europeni. Partenerii noștri europeni o să fie aliați cu noi la ora actuală. Nu o să mai fie aliați cu dânși, pentru că nu mai pot. Nu mai pot. Pentru asta, acum ăștia repede trebuia să facă un guvern și să apuce într-o cursă contra cronometru și să redreseze situația din domeniul financiar-bancar. Ce fac ei cu bula asta de jumătate de miliard de euro? Cine o să bage bani iar în sacul lor din care i-au furat până acum? Țineți minte, Filat o să aibă în câteva luni de zile dosar penal. Partea e foarte bine că o să-l aibă dosarul penal. Partea proastă, că dosarul este penal, o să-l facă placotniu. Aici e partea proastă. Eu întotdeauna v-am spus că nu trebuie justiția să o facă oamenii lui placotniu în țara asta. Dar că ei toți trebuie să răspundă pentru faptele lor, asta e 100% adevărat. Deci, noi intrăm în nou an fără buget. Ei nu au nici buget măcar pentru anul viitor. O să-l extindă pe ăsta. Dar ei nu mai au resurse. Deci și bula asta vine din Rusia și situația din sistemul financiar-bancar. În orice moment poate să explodeze situația în Republica Moldova. Și atunci ne pomenim chiar cu o guvernare externă, europeană, desigur. Dar asta va fi foarte dureros pentru țara asta. Atunci când va veni un guvernator din străinătate la Banca Națională ca să redreseze cât de cât situația și să oprească panica. Bulgaria a trecut prin așa ceva și pericolele sunt foarte mari. Pentru că ăștia au pierdut situația de sub control. Ei nu mai controlează situația. Iar Leancă e bine să rămână prim-ministru ca să-l vedeți în toată splendoarea lui. Cât e de leșinat omul ăsta și cât de mult omul ăsta nu poate schimba absolut nimic. De atât că ei au trecut de punctul în care mai puteau schimba ceva în Republica Moldova. Justiția ei nu o pot reforma. Procurorii, ei nu pot să le dea independență procesuală, trebuie să vă răspund la întrebările dumneavoastră. Bună seara, domnul Mocanu. Ce părere aveți despre deprecierea uriașă a rublei rusești în ultimele două zile? Eu v-am spus câte ceva, dar am să mai concretizez. Să nu credeți cumva că deprecierea rublei este cumva doar consecința scăderii prețului la petrol. Prețul la petrol o să mai duc și mai jos, dar asta are consecință directă asupra bugetului lor, a Rusiei. Deci este un factor presant asupra economiei Rusiei, sigur. Dar nu e numai asta. Motivul principal pentru care s-a produs colapsul ăsta în Rusia și că el e numai începutul, gata. Deci economia Rusiei se duce ca piramida aceea, se ruinează foarte rapid. Dar nu motivul petrolului, scăderea prețului la petrol, e motivul principal. Motivul principal, că toți cei care i-au aplaudat lui Putin și au zis Rusia mare, acum să ne arătăm și ne suntem noi, să le arătăm la toți și așa mai departe. Eu mers atunci, în luna februarie, avos, pentru asta a fost politica lor. O înghițit atunci când am atacat Georgia în 2008, o să o înghită și pe asta, s-a gândit Putin. Dar uitați că nu a mers. Și mecanismele americane, până la urmă, își fac efectul. Astăzi americanii au năsprit încă sancțiunile împotriva lor. Nu o să lese de gâtul lor. Nu o să lese și o să meargă ca tancul peste ei. Și o să plătească pentru toate crimele pe care le-au săvârșit în Ucraina. O să plătească regimul Putin și o să plătească și fiecare rus care a aplaudat. Ce au făcut oamenii de afaceri din Rusia? Deci ei au aplaudat decizia lui Putin de a pune mâna pe Crimea și de a face ce au făcut, dar pentru o și eventualitate banii și-au scos din țară. Deci au avut loc o plecare, o migrație masivă de capitaluri în bănci europene și americane. S-au dus banii din Rusia. De acolo vine marea problemă pe care o au ei acum. Și îi scot din rezerva valutară, au scos de așa vreo 120 de miliarde din rezerva valutară, din tot vreo 500 de miliarde le aveau în rezerva valutară și deja o treime o scos-o pe piață, pentru că trebuie să oprească panica, n-au încotro. Și de aici vine marele pericol al ruinării economiilor.
Nu numai de la barilul de petrol. Nu, nu, nu. Acolo sunt o serie de factori. Și acum o să năsprească sancțiunile asupra lor. Gata, astăzi Congresul American a luat decizia să livreze armamentul ucrainenilor. Sigur că e corect, dar cum altfel? Dar cum altfel? Cum? Cât o să mai trimită Putin în Rusia mercenari să decimeze populația de acolo? Sigur că procedează corect. Sigur că procedează corect. Și toți cei care s-au răpezit la gâtul meu, da, nu mă cană, dar lăsați-o cu americanii ăștia. Eu știu de unde vine chestia asta a lor cu americanii. Vine de la faptul că așa încă cei care au acum 40 de ani au făcut armată la ruși, dar armata rusească era foarte și foarte anti-americană și le-au spălat creierii la foarte mulți moldoveni de ai noștri. America este un imperiu luminat, un imperiu bun, un imperiu luminat care până acum a ținut în mâini și terorismul arab, nu i-a dat voie să decimeze lumea asta și o să-i pună la punct și pe tătaro-mongolii din Est. Mă refer acum la regimul tătaro-mongol al lui Putin. Bună seara! Ce puteți spune despre caracația bancară, Banca de Economii și dacă ea nu ne va aduce starea financiară din Rusia în Republica Moldova? Rusia e în prag de război social. Dezastru economic a început deja. Sau totuși la noi situația e mai bună? La noi situația nu e mai bună. Deci Banca de Economii este... Bine, nu e mai bun în sensul ăsta. La noi sunt niște lucruri care au fost benefice. De exemplu, este foarte bine că rușii au atenuat lovitura asupra Moldovei. Deci investiții în Republica Moldova aproape că nu au. Adică impactul acelor ce se întâmplă în Rusia este mai mic. Investiții aproape că nu au. Noi comerț cu dânșii avem puțin deja. Singurul lucru care ne lovește de la chestia asta, eu v-am spus, și el e puternic impactul. Astea sunt remitențele care vor scădea și populația care va reveni acasă neavând locuri de muncă. Neavând locuri de muncă în Republica Moldova. Dar trebuie să știți că de la ceea ce se întâmplă la ora actuală, a început creșterea economică în Europa, pentru că scăderea prețului la petrol, asta înseamnă imediat resurse energetice pentru Europa, iar europenii știu foarte exact ce să facă cu profiturile care le vin în urma micșorării costurilor de producție. Știu foarte exact ce să facă. Și acolo începe a funcționa. Și dacă economia europeană își mărește turațiile, sigur că există mai multe șanse de a-și găsi un loc de muncă pentru moldoveni în Europa. Și de aici se schimbă foarte multe lucruri. Noi, Republica Moldova, la ora actuală trebuie să ne gândim foarte serios acum, după ce s-au mai scos niște interdicții de vânzare a producției noastre, trebuie să ne gândim la piața românească. Piața europeană nu poate înghiți producția noastră. Acolo există mecanisme de sute de ani, acolo e altceva, acolo există tehnologii, nu putem noi concura. Dar piața românească e o piață de peste 20 de milioane de oameni. Deci cu producția noastră care o avem, noi putem, dacă există, aici nu-i minte, nu este competență, nu există capacitate de administrare, dar s-ar putea face un proiect de o strategie de piață, de intrare pe piața europeană, piața europeană a României. A României. Nu ne-ar fi destul ea ca așa ea să ne orientăm, să vedem ce lucruri merg pe piața românească și să ne orientăm pentru piața românească. Și noi, în condițiile în care Rusia a atenuat lovitura asupra Moldovei prin faptul că a introdus niște embargouri până acum. Și acum impactul nu e foarte mare în ceea ce ține de comerț. Noi avem o singură problemă, problema energetică, care trebuie să o rezolvăm odată și odată. Dar ea o să se rezolve și prin modificările de infrastructură, în sensul ăsta, infrastructură de conducte de gaze, de alte zone, pe zona energie, pe zona energie electrică și mai departe, care o să ne favorizeze. Din punctul ăsta de vedere, noi avem mai multe plusuri de la ceea ce se întâmplă în Rusia. Și politic va avea repercusiuni politice, va scădea presiunea asupra omului nostru de a vota pe un vector geopolitic și de a favoriza criminalii ăștia de la guvernare. Aici e marele nostru folos. Prin faptul că scade această presiune. În ceea ce ține de Banca de Economii, stimații mei prieteni și neprieteni, Banca de Economii e un sac gol.
Dacă se pornește mâine o panică și oamenii se pornesc să scoată depozitele de la Banca de Economie, e grozăvie. Eu chiar vreau să-i văd cum adoptă ei bugetul pentru anul viitor, pentru că europenii n-au cum să le dea bani acum. N-au cum să le dea bani în momentul în care ăștia nu au nicio garanție că banii ăștia nu-i fură iarăși. Pentru că Consiliul European o să-i întrebe birocrația de la Bruxelles. Bă, fraților, ia stați o clipă. Noi suntem donatori, mă refer acum la statele membre ale Uniunii Europene. Noi suntem donatori. Noi dăm bani în caznaua unică a Uniunii Europene ca voi cu acești bani să faceți niște politici de succes în Est. Politicile voastre au ieșuat. Stimați birocrați de la Bruxelles, politicii voastre, deci riscul vostru nu a fost justificat. Politicile voastre, în raport cu conducerea de la Chișinău, au ieșuat. Acum fiecare va trebui să plătească prețul acestui eșec. Și au ieșuat acum în campanie electorală, nu Mișcarea Populară Antimafie. Au ieșuat și Tapiola, și Moazer, și alții care au fost responsabili să informeze la timp Bruxelles-ul despre ce sunt mărlanii ăștia de la guvernare. Și acum ei sunt în șoc. Ei sunt în șoc. Eu am avut niște contacte cu... Deci ei sunt în șoc total. Sunt în șoc total. Pentru că ăștia nu se urnesc din loc. Ei s-au închis în birouri și împart la fel, și împart zonele de influență. Mă refer acum la Filat și la Plahotniuc și la toți ceilalți. Și împart zonele de influență, că e altceva, nu știu să facă. Și mâine o să iasă din birou acela și o să înceapă a fura mai departe. Iese ipocritul ăsta de Șalaru și cu Ghimpu și povestesc că trenurile europene stau în depouri așa de flori de cuc, ele ar merge și ele să... Mă, ipocriților, chiar eu nu. Omul ăsta, oamenii ăștia chiar n-au niciun fel de simț omenesc în ei. Ce părere aveți despre inițiativa de a ieși în stradă să le cerem un procuror european? Dar cu cine să ieșim în stradă acum? Spuneți-mi, vă rog, care sunt capacitățile noastre de a ieși în stradă? Eu nu văd posibilități la ora actuală. Eu n-am să ezit nicio clip să ies în stradă și să-l cer procurorul european. Să văd cât o să veniți dintre dumneavoastră. O să termină Ramadanul moldovenesc, că acum chiar înainte de Ramadan, eu îi zic Ramadan la ciclul ăsta de sărbători, care mă nebunește. În Moldova asta sărbători. Intră acum la data de 25 decembrie până la 15 ianuarie, nu mai e cu cine sta de vorbă. Ia că după 15 ianuarie o să ieșim. O să ieșim și o să le cerem. O să le cerem. Dar nu vine nimeni, nu vine procuror european în Republica Moldova până nu se reformează procuratura. Până nu se reformează procuratura, până nu adoptă o lege despre reforma procuraturii, până nu se dă independență procesuală procurorilor. Nu vine nimeni cu legea asta pe care o au ei. Nu vine nimeni. Dar noi o să facem manifestări de stradă. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, o să fim foarte activi. Dar să treacă Ramadanul ăsta. Domnule Mucanu, cum credeți? Criza din Rusia poate duce eventual la o dezmembrare a ei și la apariția unui focar de războaie? Deci că în Rusia se vor porni proces secesionist, eu n-am nicio îndoială. Deci, noastră știți că ei au zona asta a Caucazului de Nord, care este o zonă, este un butoi cu pulbere. Acolo, orice destabilizare la Moscova, imediat încurajează cercurile astea talibane de acolo, cercurile astea fundamentaliste. Trebuie să știți încă o chestie. Rușii, în perioada ultimului război, deja cu cinicul ăsta de Putin, în perioada ultimului război care l-a dus în Cecenie, o decimat practic populația masculină, o decimat-o până la copii de până la 12 ani. 14-12 ani. Adică acolo practic nici nu a fost populație activă care să lupte împotriva rușilor. Este Kadyrov ăsta care face un joc pro-Putin și așa mai departe, dar între timp, după războiul acela, deja s-a terminat vreo 10 ani în urmă. Deja lupșorii, cei băieți, cei copiii, cei a căror tați au fost omorâți, e gata, sunt gata de luptă acolo, sunt gata de luptă. Și mulți dintre ei deja sunt tracolați de cercuri din astea fundamentaliste musulmane și mulți dintre ei sunt în păduri, în lagăre și așa mai departe, care îi pregătesc. Adică butoiul ăsta de pulbere și s-au văzut deja. Ei deja au tensiuni mari în Dagestan, știți că Dagestanul e tot aproape, adică e practic aceeași zonă de conflict. Și în momentul în care slăbește puterea de la Moscova, acolo imediat e războiul pe loc.
în Caucazul de Nord. Așa că deci Rusia va avea probleme, va avea probleme imediat cum intră în colapsul ăsta economic. Și de atâta spun că pentru noi, eu nu mă bucur de Doamne ferește, nu mă bucur de războaiele lor. Eu pur și simplu constat că nouă să ne vină mai ușor în situația asta. Până unde poate merge Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană în război economic cu Rusia? Ce se va întâmpla cu Putin? Deci SUA și Uniunea Europeană, slavă Domnului și Uniunea Europeană, se pare că și Frau Merkel a înțeles foarte exact că ceea ce se întâmplă în Rusia trebuie tratat într-un fel anume și am impresia că Germania acum are o poziție destul de dură în raport cu Rusia, ei care oscilau într-un fel. Deci eu cred că Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană vor merge foarte departe, foarte departe. Deci e sigur că fiind la putere democrație, fiind având un președinte democrat, a diminuat un pic viteza cu care ar fi mers Statele Unite ale Americii în această confruntare cu Rusia. Dar deja în Congres sunt mai mulți republicani. În 2 ani de zile vine un republican la Casa Albă. Adică în sensul ăsta, Statele Unite ale Americii vor fi tot mai insistenți și mai insistenți. Plus la asta, trebuie să știți că Statele Unite ale Americii, la ora actuală, sunt în plină, cum să zic, formă economică. Deci ei au depășit total criza din 2008. La ora actuală, economia Statelor Unite ale Americii e viguroasă. Vedeți și după puterea dolarului la ora actuală. Deci așa că sunt toate premizele ca Statele Unite ale Americii să aibă foarte mult spațiu de manevră ca să folosească toate pârghiile împotriva unei Rusii care slăbește din ce în ce mai mult. Singura problemă la care trebuie să fie atentă și Europa și americanii este cum dezamorsează această bombă cu efect întârziat care este Rusia. Este foarte periculos într-o țară unde 40% din populație sunt alcoolizați, într-o țară unde sărăcia e la ea acasă, unde au o birocrație coruptă și cinovnici care controlează tot. Deci Rusia este un butoi cu pulbere și aici este nevoie, dar în același timp ținem minte că au un arsenal nuclear care, din câte înțeleg eu, din mai multe vorbe, este că el nu poate părăsi teritoriul Rusiei într-o confruntare, Doamne ferește, mondială. Deci ei Putin zice că noi suntem mari și tari, dar au ajuns cu arsenalul ăsta la pământ. Deci, dar în orice caz este periculos, Din cauza asta, sigur că aici va trebui cu foarte multă prudență să umble la Rusia, să o dezamorseze, pentru că regimul Putin poate fi înlocuit cu un regim foarte naționalist, unul foarte zălud. Ar mai țineți minte pe Strelkov ăla care a luptat în Ucraina. Deci oameni de tipul ăla pot ajunge până la schizofrenie mare în ceea ce ține de spiritul lor belicorus și așa mai departe. Deci trebuie să fim foarte prudenți, mai ales noi. Noi trebuie să fim foarte prudenți și să ne scoatem folosele noastre din toată istoria asta. Poate oare să se înceapă al treilea război mondial? Al treilea război mondial este în plină desfășurare. Slavă Domnului, mijloacele cu care se luptă în acest război sunt deocamdată nu foarte agresive și nu foarte păguboase, dar lumea a fost întotdeauna o confruntare. Trebuie să punem bine în față și să sperăm că Rusia va fi izată în decurs de 30, 40, 50 de ani în așa fel încât să nu mai prezinte un pericol pentru civilizație. Deci, dar pentru asta este nevoie ca în următorii 10, 15, 20 de ani să se procedeze foarte atent cu mentalitățile care sunt acolo. Acolo există mentalități foarte și foarte războinice. De asta trebuie să ținem cont. Și noi nu ne putem hazarda. Noi suntem o țară care nu ne putem hazarda, nu putem risca cu oamenii noștri. Fiecare trebuie să știți că eu asta am spus întotdeauna și noi, Mișcarea Populară Antimafie, care suntem o forță politică în devenire,
avem foarte multă spirit rezonabil în ceea ce ține de relația cu Rusia. Spirit rezonabil. Noi avem nevoie de protecție NATO. Noi avem nevoie de garanții colective de securitate. Ceea ce i-am spus-o lui ipocritul ăsta de Ghimpu de a doua zi. Am ieșit într-o conferință de presă și i-am spus: lasă funcțiile, Ghimpu, lasă banii de la Ministerul Transporturilor și mergi și discută cu ăștia la negocierile pe care le faci tu, discută garanțiile de securitate colectivă pentru Republica Moldova, pentru că altfel intrăm în mari probleme. Asta nu o face Ghimpu. Asta nu o face. Și el, într-o campanie electorală, s-a angajat să facă lucrul ăsta. De atâta, noi avem nevoie de o luptă necruțătoare și foarte hotărătoare împotriva mafiei și criminalilor Plahotniuc și Filat. Și în același timp avem nevoie de foarte multă echilibristică, de foarte mult spirit rezonabil, ca în raporturile noastre cu Rusia să avem o abordare în așa fel încât să tragem numai foloasă din ceea ce se întâmplă. De aia eu v-am spus, eu nu sunt omul care triumf ceea ce se întâmplă în Rusia. Nu sunt omul care joc tontoroiul pe necazurile lor. Spunem despre greșelile pe care le-au făcut, ne uităm în așa fel încât să nu vină forțe și mai zălude în Rusia și să ne pomenim. Dar așa cum știți, noi acum avem nevoie de un parteneriat strategic cu Ucraina, care este zidul împotriva acestei invazii rusești. Și de aia am spus că avem nevoie pentru securitatea Republicii Moldova de un vector Kiev, de o axă Kiev, Chișinău, București, Washington, de securitate colectivă, până le mai scoatem din capetele ăstora de aici, de la Chișinău, neutralitatea asta permanentă. Domnule Canu, ce părere aveți despre faptul că la Bruxelles nu se știe de ce se întâmplă în Moldova din cauza unor emisari europeni care se află sub papucul lui Plahotniuc? Nu, eu n-aș spune chiar așa. Adică eu cred că dumneavoastră un pic exagerați atunci când spuneți că emisarii europeni sunt sub papucul lui Plahotniuc. Eu, în general, vreau să vă spun o chestie. Eu vă recomand să citiți un articol pe care l-am făcut, am văzut că l-a citit multă lume, un articol scurt care este intitulat Singurul care nu mai poate face nimic este Butmalai. În acest articol eu am încercat să le spun oamenilor, deci vă spun ce am spus în acest articol. Eu am sugerat unor oameni care au speculat la o televiziune aici în Chișinău mitul ăsta a unei crime perfecte pe care ar fi săvârșit-o Filat și Plahotniuc la Cahul, o crimă perfectă dacă e să ne ținem de versiunea lor, că Butmalai a fost omorât. Deci eu am încercat să sugerez și sincer vă spun, stimați prieteni și neprieteni, vă sugerez și dumneavoastră să nu-l mâniați pe Dumnezeu, să nu faceți din Plahotniuc un monstru atot puternic. Nu mai a ajuns Plahotniuc să controleze emisarii europeni. Chiar credeți-mă pe cuvânt. Nu mai este mârlanul ăsta chiar atât de puternic. El are un efimer succes la ora actuală din cauza că moldovenii sunt lași. Și eu asta o spun că sunt moldovean și eu. Dar eu i-am rugat pe cei care încearcă să facă din Plahotniuc: domnule, o săvârșit o crimă perfectă, l-a ucis pe omul ăsta, ziua n-amiaza mare, fără amprente, zic ei, fără martori, fără nimic absolut, au făcut o crimă perfectă, cum nu are niște capacități, s-or spune ăștia, că mâine deși, dar de ce nu l-a ucis în Piața Mare din Naționale sau în direct la Publica TV, mă întreb eu, în zefle mea. Deci de atât i-am rugat, nu-l mâniați pe Dumnezeu, nu le spuneți moldovenilor așa ceva, pentru că la cât de curajoși moldovenii, mâinii nu-i mai ridicăm. Nu-i mai ridicăm din genunchi niciodată. Nu-i puneți în genunchi cu mituri despre atot puternicia lui Plahotniuc. Mârlanul ăsta o să ajungă un pic, o să se schimbe situația și o să vedeți că o să ne facem semnul crucii cu toții. Cum a putut atâta lume să se teamă de un nimeni. Așa că nu-i mai atribuiți lui și emisarii europeni. Emisarii europeni au intrat într-o capcană
legată de încercarea de a face din Moldova o poveste de succes, s-au jucat și ei cu chestia asta, cu factorul ăsta geopolitic, au fost destul de lăsători și iertători pentru multe porcării pe care le-au făcut aia ăștia și vor plăti prețul ăsta. Dar nu din cauza că au fost la cheremul Plahotniuc. Deci emisarii europeni nu sunt corupți. Emisarii europeni sunt plătiți bine și își fac meseria cum știu și o facă. Da, eu consider că eu greșit în sprijinul ăsta exagerat pentru ăștia. Da, eu cred că ei au o părere greșită despre leșinatul ăsta de leancă, care tot îl promovează atâta, știi? Deci, da, astea sunt greșeli, dar astea nu sunt cârdășii. În niciun caz nu sunt cârdășii. Doamne ferește, nu sunt cârdășii. Și acum, vor ei sau nu vor, dar ei vor trece de partea asta a baricadei. Până acum au fost mai departe, ei nu pot să meargă mână în mână cu dânșii. Domnule Ocanu, ce părere aveți despre declarația lui Anatol Șalaru, conform căruia pragul pentru alegerea președintelui să fie micșorat la 51%? Pot să fac ei acest lucru fără referendum? Eu nu știu, dar dumneavoastră doar știți chestia asta cu așii de mâini ca lui Ghimpu. Ghimpu, în general, are niște tot felul de inițiative trăsnite. Eu nu știu dacă ei pot face chestia asta cu alegerea cu 51. Cred că pot face fără referendum dacă votează și comuniștii și Curtea Constituțională aprobă chestia asta. Adică nu văd nicio posibilitate alta. Dar la felul cum ce-au făcut ei din președintele ăsta, ei pot să-l aleagă și cu, eu știu, cu majoritatea celor prezenți în sală. Nu știu, că au devalorizat. Ei practic au, instituția asta au devalorizat-o în așa măsură cu Timofte ăsta, încât dumneavoastră vedeți că el nu-i. Dacă astăzi era un președinte cu atribuțiile pe care le are, el, dacă era un președinte care nu era la cheremul lor, închipuiță în situația asta de practic de criză în care suntem noi, criză financiară, economică, ei acum practic Republica Moldova este într-o criză politică, ei nu se observă. Dar noi suntem într-o criză politică generată de modul în care s-au făcut alegerile, de frauda electorală. Noi suntem în criză politică, criză politică ascunsă de către ei. Deci această criză politică, în situația în care ar fi existat un președinte, el ar fi putut să fie mediatorul, că el asta are drept competență. El acum ar fi putut să bată cu pumnul în masă, să spună: bă, fraților, uitați-vă ce se întâmplă în țară, luați-vă, așezați la masă, nu umblați și vă ascundeți nu știu pe unde și spuneți că faceți tratative. Luați și rezolvați repede problemele bancar-financiare din Republica Moldova. Voi nu mai aveți timp, dacă era un președinte care media, care făcea ceva. Noi nu avem președinte. Funcția asta e și galalegii cu 51, cu cât vor. Toată istoria asta, știți de ce se întâmplă? Din cauza că Mihai Ghimpu vrea să fie președinte. Din cauza asta și se întâmplă tot lucrurile astea. De atât așa Laura vorbește acum despre micșorarea până la 51, ca să-l poată alege pe Mihai Ghimpu. El stă și visează în fiecare noapte că mai ajunge încă o dată președinte. Și poate îl mai face Dorin Chirutoacă ca prim-ministru. Ca mizeria din Chișinău s-o împrăște pe toată țara. Asta probabil că are în mintea lui. Nu o să-l cruz nici o clipă. Chiar dacă data asta au avut voturile pe care le-au avut. Nu o să-l cruz nici o clipă, pentru că ipocrizia cu care merg oamenii ăștia deja nu mai are margine. Nu mai are margine. Domnule Ocanu, ce spune domnule Ocanu? Se spune că la conducerea Ministerului Afacerilor Interne Plahotniuc vrea să-l aducă pe Zubic. Doamne ferește! Așa se vorbește în minister. La următoarele alegeri, ăștia nu mai ajung la guvernare. Deci dacă ei îl aduc pe Zubic la Ministerul de Interne, ieșim în stradă, oameni buni. Ieșim în stradă. Ieșim în stradă pentru că Zubic e criminalul din 7 aprilie. Criminalul din 7 aprilie. Eu vreau să-l văd pe Mișa Ghimpu cum votează el pentru un guvern în care Zubic ar fi ministrul de interne. Eu chiar vreau să văd chestia asta. Îi terminăm atunci. Îi terminăm în momentul în care ei vin să facă tărășenia asta. Stimații mei prieteni și neprieteni, eu închei această emisiune cu un apel pe care vreau să-l luați foarte și foarte în serios. Eu vă consider pe dumneavoastră, cei care ne priviți pe noi la această emisiune,
Eu sper că noi degrabă ne revenim cu totul, sper că și Daniela Bodrugo să facă emisiunea ei iarăși, adică intrăm în ritmurile noastre obișnuite. Noi acum am găsit canalul ăsta prin care să transmitem, chiar dacă nu e magistral, aceea care este privesc.eu, pentru că nu ne putem permite, nu avem asemenea resurse, din păcate, noi cu resursele suntem, aici o recunosc. Dar sper că intrăm în ritm foarte curând și revenim la, toate, la tot programul nostru. Deci rugămintea mea care este? Nu vă dedați manipulărilor care se fac în Republica Moldova la televiziune. Nu vă dedați speculațiilor care se fac. Eu am atacat subiectul ăsta cu Butmalai și am spus că doar el nu mai poate schimba nimic pentru că nu mai este în viață, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească. Deci pentru că eu vă consider pe dumneavoastră mesagerii noștri. Nu transmiteți stări de disperare. Nu este Plahotniuc tot puternic. Nu l-a omorât el în cadrul unei crime ideale sau perfecte pe Butmalai. Deci nu îi speriați pe moldoveni pentru că, pentru că și așa nu putem să îi ridicăm de 20 de ani din genunchi. Deci fiți optimiști, puneți binele în față, fiți alături de noi, pentru că situația o putem schimba noi, cei care luptăm. Deci spiritul nostru combativ și spiritul de luptă este singurul care poate să schimbe lucrurile în Republica Moldova. Eu sunt pe baricade, colegii mei sunt alături de mine, urmăriți-ne în continuare, vă așteptăm alături de noi la manifestările pe care o să le facem, vă așteptăm alături de noi la congresul pe care sper că reușim, dacă o să avem mijloace să-l facem până în luna mai, fiți alături de noi în campania pentru alegeri locale și vom învinge așa cum ne este prescris, așa cum vrea Dumnezeu ca această țară să fie o țară frumoasă, condusă de oameni cinstiți, de oameni care nu cedează în lupta asta și oameni care știu să-și prețuiască și curajul și efortul pe care îl fac. Fiți alături de noi și vom învinge. Bună seara!